Bine ați venit! Ne bucurăm să avem a doua întâlnire pentru Capitala Tineretului, Roman Capitala Tineretului. Suntem în etapa finală și am considerat că e oportun să ne întâlnim, să facem o scurtă recapitulare a ceea ce s-a întâmplat în prima etapă și să facem planul de acțiune pentru etapa finală. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și trebuie să ne mișcăm cât mai repede pentru a face acest lucru posibil. Roma are foarte mare potențial, chiar dacă candidează alături de orașe mari, precum Iași și Brașov. Sunt lucruri care pot fi îmbunătățite în orașul nostru, ceea ce reprezintă o rampă de lansare acest program. O să începem cu o întrebare, și anume dacă Romanul poate deveni capitala tineretului în România 2019-2020. Și o să îi predau cuvântul Irinei Mihălcuț, care a făcut parte din prima etapă a scrierii candidaturii și a simțit de la început motivație și încredere pentru acest program. Bună ziua! Ne cunoaștem acum. N-aș vrea să fac o chestie foarte formală. Oricum, mulți dintre noi am lucrat deja împreună, de aia și suntem în jurul mesei astea. Cred că de aia s-a și întâmplat candidatura pentru titlul Capitala Tineretului din România, pentru că suntem un grup de oameni în orașul ăsta care vor, într-adevăr, să facă lucrurile, să se schimbe, să se dinamicizeze, să facem orașul să vibreze, cum ne place să spunem, nu? Cred cu tărie că Romanul are capacitatea să devină Capitala Tineretului din România pentru anul următor. Cred cu tărie că există posibilitatea ca oamenii din jurul mesei este să facă ceva împreună mult mai solid decât ceea ce s-a întâmplat până acum. Trebuie să înțelegem că candidatura la titlul de capitala tineretului nu e o joacă. Da? Deci nu mai putem să spunem că ok, ne asumăm, e foarte interesant, e foarte pompos, suntem pe toate programele mass media, prin ziare și așa mai departe, ne mândrim cu asta, dar până la urmă lucrurile nu se întâmplă pentru că sunt doar 2-3 oameni care vor, într-adevăr, să facă ceva. Așa că nu vreau să fiu negativă, însă vreau să fiu realistă. Pentru că din experiențele a ceea ce s-a întâmplat în orașul ăsta până acum, am văzut că sunt oameni care trag, dar sunt doar foarte puțini care, într-adevăr, își asumă chestii pe termen lung. Și asta înseamnă un proiect care durează un an de zile și care va avea o vizibilitate foarte mare. Pentru că nu va fi doar la nivel de, să zicem, județ, cum au fost proiectele pe care le-am făcut până acum, sau la nivel regional maximum, ci va fi la nivel național și cu potențial chiar la nivel internațional. Conceptul candidaturii noastre, așa cum probabil ați văzut și din documentația pe care am prezentat-o până acum, se învârte în jurul cuvântului și conceptului de We Connect. Noi conectăm, da? Deci noi, prin candidatura la Capitala Tineretului din România, ne asumăm rolul de a conecta oamenii, de a conecta tinerii, de a conecta structurile care pot să facă ca lucrurile să se schimbe la nivel de programe de tineret și de acțiuni care poate să schimbe un pic dinamica din jurul activităților care vizează pe tineri. Nu vrem să ne asumăm un rol de centru în care se dezvolte deodată activități și proiecte care nu au mai existat sau care o să încerce să pună proiectele care deja se întâmplă în Roman într-o umbră. Vrem să creăm o platformă în care tinerii din România pot să se întâlnească, pot să învețe unii de la alții, pot să se inspire unii de alții și pot ei să devină promotorii schimbărilor în comunitățile unde trăiesc. De-aia Romanul va avea un rol de conectare, da? Și din punct de vedere logistic, din punct de vedere regional, noi, ca oraș, suntem în centrul Moldovei, suntem foarte bine conectați și avem potențialul de a pune energiile împreună, astfel încât să putem să facem o schimbare. Aici aș vrea să mai ating doar un punct foarte esențial. Ce ne dorim noi cu candidatura asta nu e să creăm concepte noi, ci vrem să dăm șansa la 100 de tineri din Roman să devină ei promotorii schimbării, să devină ei cei care vor să facă o schimbare în jurul lor și în comunitățile lor, să devină ei cei care au curajul de a cere ajutor atunci când văd că nu poate să reușească să facă lucruri singuri,
Și vrem ca prin umbrela Capitalei Tineretului din România și prin vizibilitatea pe care Capitalei Tineretului din România o va da orașului nostru, să conectăm 1000 de tineri la nivel național, care ei să fie cei ce răspândesc schimbarea în comunitățile lor. Asta e ideea din spatele proiectului și al conceptului. Și astăzi ar trebui să ne dăm seama dacă, într-adevăr, putem să ne asumăm rolul ăsta. Și dacă suntem în stare noi, ca entități juridice, non-juridice, non-guvernamentale, persoane fizice, oameni din administrația locală, să ne asumăm rolul ăsta, de a face o schimbare la nivel, de local, de, la nivel local, dar și la nivel național și internațional. Cam asta e. Și trebuie să simțim dacă putem să participăm. Cu adevărat. Eu simt că se poate. Deci, sunt foarte așa formală și pornită, dar vreau ca într-adevăr să simțim că Capitala Tineretului va aduce o schimbare a ceea ce înseamnă orașul roman și să le spunem tuturor celor care se întreabă, băi, dar unde e orașul ăsta? Și ce caută ei la titulatura asta? Și să le spunem, da, avem posibilitatea de capacitate și nu trebuie să fii oraș reședință de județ, nu trebuie să fii oraș universitar, ca să dai un exemplu. Și noi chiar pe partea asta putem să mergem și să chiar simțim că vom avea șansă să câștigăm în fața Brașovului și a Iașului, pentru că e un oraș care are tupeu, are curaj, are oameni care poate să facă și să spună, într-adevăr, noi putem să contagiem și alte orașe de dimensiunile orașului roman, să poate și mai mici, să fie ele însă le schimbări în zonele unde sunt. Așa că, yes we can! Mulțumesc! Iar noi avem un mare avantaj, pentru că evenimente pe care comunitatea de organizații non-guvernamentale le-a organizat în ultima perioadă sunt deja la a treia, la a patra ediție și atunci avem experiență și avem un portofoliu cu care putem să ne prezentăm din punct de vedere local. Programul va permite să aducem și evenimente la nivel național, dar cel mai important e partea noastră locală. Mai sus vedeți exact comunitatea ONG-urilor care au susținut candidatura din prima etapă și încurajarea mea e că este deschis ca orice ONG din Roma și nu numai, din regiunea Moldovei să poată să vină și să contribuie la Capitala Tineretului din România. Acest program este cumva o asumare comună între sectorul ONG și municipalitate. Municipalitatea în calitate de partener principal și coorganizator. Vrem să reactivăm Consiliul Consultativ pe probleme de tineret și de ce nu să departamente din cadrul primăriei să contribuie la acest program. Programul este supervizat de guvernanță, de o guvernanță alcătuită din Consiliul Tineretului din România, cel care a și înființat acest program național, de Federația Tinerilor din Cluj, grupul PONT și BCR în calitate de sponsor principal. Ei oferă și un sprijin financiar la începutul candidaturii. Cum spunea și Irina, conceptul nostru se bazează pe conectare. E cel mai important să creăm contexte în care tinerii și nu numai, pot dezvolta proiecte, pot dezvolta evenimente care să aibă impact relevant în comunitate. Și nu e vorba despre doar un an de zile, e un program care oferă o continuitate pe termen mediu și lung și ajută foarte mult orașele mici să se dezvolte. De asta considerăm că e un moment oportun pentru noi să candidăm și să câștigăm. Pilonii pe care se bazează această candidatură, pe care am scris în prima etapă, dar care pot fi îmbunătățiți și se mai pot adăuga în etapa finală, important este să eliminăm partea asta de nepăsare a tinerilor, că bă, ce să mă implic eu, că mai degrabă îmi văd de alte ale mele, e un sindrom comun. E un singur nucleu care face, se implică în mai multe ONG-uri de tineri și ar trebui să atragem cât mai mulți tineri ca voluntari, ca organizatori, ca
pur și simplu membri consultativi care pot da idei pentru acest program, să implicăm în programul Capitalei. Și atunci acești tineri trebuie să le dăm încrederea că au forța necesară și să-i formăm. Chiar e foarte important, pe lângă partea asta de evenimente, de tot felul de acțiuni, să avem foarte multe cursuri de formare pentru tineri pe diferite domenii. Și asta ne-am și propus. Apoi, nu e un program doar al tinerilor. E o asumare a întregii comunități din Roman. Și atunci, programul ăsta e un program comun. În plus, ne dorim să punem Romanul pe harta României, din punctul ăsta de vedere, iar programul Capitalei ajută foarte mult și din punct de vedere al vizibilității, dar și din punct de vedere că vor veni tineri din toată România. În cadrul Capitalei este summitul tinerilor, care e cel mai important, să spun așa, eveniment din Capitală, care reunește tineri pentru a colabora și a dezvolta noi inițiative, a face schimb de idei și de bune practici cu ce se întâmplă în orașele lor. Și nu în ultimul rând, crearea de noi evenimente și politici publice de tineret. Plecând de la nevoile și problemele identificate în comunitate, se pot crea noi strategii și noi linii directoare pe partea de sectorului de tineret. Da. Aș vrea să vin în comentariu a ceea ce a spus Sebastian. Aș vrea să înțelegem că Capitala Tineretului din România nu înseamnă doar evenimente culturale. Nu înseamnă doar festivaluri, doar întâlniri în jurul mesei și doar discuții care rămân până la urmă ancorate în realitate și netransformate în idei mai concrete. Capitala Tineretului poate să însemne o platformă prin care se poate face și dezvoltare economică. Da? Asta va atrage implicit, probabil, și pe cei din sectorul privat din Roman și pe cei din zonă, că aici vorbim, când vorbim despre Capitala Tineretului din Roman, nu ne referim doar la Roman, ci ne referim și în extensie, satele din jurul Romanului și celelalte localități din județul Neamț. Pentru că până la urmă vom da vizibilitate întregului județ. Și asta va fi ca un bulgăre de zăpadă, va crește și va da șansa și dezvoltării economice. Și sperăm ca ceea ce se va întâmpla în cadrul platformei date de Capitala Tineretului să fie o chestie cu impact real și, cum spunea și Sebastian, să afecteze toate nivelurile care definesc o societate. Și ce vreau să mai spun, că noi ne dorim și ceea ce ne-am gândit prin conceptul pe care l-am depus în prima parte a depunerii candidaturii, e să conectăm Romanul nu doar cu ceea ce înseamnă țară, dar chiar și la nivel internațional. Romanul este înfrățit cu localități din alte țări și cred că ar fi o oportunitate maximă să beneficiem de pe urma acestor procese administrative care au fost făcute și care nu au avut niciun impact real. Și noi am putea să fim cei care, într-adevăr, poate să beneficieze la maxim de aceste acorduri. Închei partea de recapitulare a primei etape. Ne-am asumat ca rezultate, cum spunea și Irina, 100 de tineri pentru Roman și 1000 de tineri la nivel național pentru a îi forma și a fi motoare de schimbare în comunitățile în care activează. O platformă care să vină în ajutorul tinerilor pentru a identifica evenimentele culturale la care pot participa și cursuri de formare sau proiecte educaționale. Centrul cultural de tineret, pe care e o asumare împreună cu autoritățile locale, e deja în realizare și în deviz. Roman, loc de viitor pentru rezidențe. Ne dorim să aducem cât mai mulți oameni cu expertiză în diferite domenii să stea, să lucreze aici în Roman și să îmbunătățească mentalitatea tinerilor pe anumite domenii și să-i ajute să se formeze, să le povestească din experiența lor ce au făcut și ce ar trebui să învețe sau ce ar trebui să se implice ca să se dezvolte. E un fel de orientare în carieră și efectiv dusă la nivel practic. Apoi avem partea de dezvoltarea unui festival
de muzică sau de artă, un festival de mărime medie care să aducă cât mai mulți artiști în orașul nostru. Și partea de Youth Bridges, tocmai ce a spus Irina, punți de legătură între orașele cu care e înfrățit Romanul. Schimburi de experiențe, de gen Erasmus, în care tineri vin pe toată durata capitalei și colaborează în diferite teme și proiecte. Asta a fost scurtă recapitulare a ceea ce am propus noi în prima etapă de candidatură. Și, drept urmare, am fost selectați să fim alături de Iași și Brașov în finală și să trecem în etapa a doua. Acum, calendarul primei etape a început cu o adunare generală în care, la fel, am dezbătut idei, apoi a fost partea de documentare și de scriere și depunerea candidaturii, anunțarea orașului și acum suntem practic la a doua întâlnire. Urmează partea de documentare și de scriere a etapei a doua, care se va desfășura de astăzi, începând până pe 8 octombrie, când e termenul limită de depunere a candidaturii. Urmează să reprezentăm Romanul la conferința Capitalele Tineretului din Cluj, tot săptămâna asta, pe 28 septembrie, în care vom avea și o scurtă prezentare a conceptului în linii mari și vom putea lua feedback de la alți tineri și alți organizatori care au participat și organizat Capitala Tineretului în România și în Europa. Și vom întâlni foarte mulți oameni care ne pot ajuta pe partea de feedback și pe partea de bune practici. Iar la final, la summitul tinerilor, pe 11 noiembrie, se va decide orașul câștigător care va fi Capitala Tineretului. Acum, aș vrea să-i dau cuvântul și Andrei, să ne spună, pentru că și ea a făcut parte din prima etapă, cum simte ea Capitala Tineretului din punct de vedere al unui licean care chiar se implică și face lucruri faine în ONG-ul pe care le reprezintă. Ok. Mulțumesc mult, nu mă așteptam să vorbesc sincer. Ce pot să spun? În primul rând să mă prezint. Numele meu este Anda și sunt președinte în cadrul Asociației Tineretul Omul din România, Club Roman. Eu fac parte din asociația asta de voluntariat de undeva din 2015-2016 și, sincer, eu simt proiectul ăsta la care lucrăm acum împreună toate asociațiile foarte puternic. E o inițiativă pentru mine nouă și, totodată, simt că are o bază care stă în spatele experienței fiecăruia dintre noi, fiecare asociație pe care o reprezentăm. Foarte multă diversitate și, nu în ultimul rând, simt că din ce în ce mai mulți tineri își doresc ca, fie dacă o să avem sau nu oportunitatea să câștigăm titlul de capitală a tineretului, tot mai mulți tineri vor să schimbe comunitatea actuală, vor să facă mai multe lucruri, să aibă parte de mai multe oportunități și cumva să facă un mic progres în ceea ce ține de proiectele la care luăm parte sau pe care le facilităm. Și eu chiar cred în proiectul pe care îl avem și consider că avem destul de multe șanse să câștigăm. Cam atât, dacă mai e ceva. Mulțumim, Anda. Vreau să dau cuvântul și lui Petru Turcanu. Tot a făcut parte din prima etapă și aș vrea să ne spună părerea și susținerea lui. Salutare! Sunt Petrică de la Fundația Moriado. Nu mă așteptam nici să vorbesc, asta s-o trezit vreo surprense. Da, eu cred foarte mult că fiecare asociație în parte cu care am lucrat în lunile trecute au ceva ce poate dori celorlalți și împreună să ne unim spre un scop comun. Și a apărut și în sfârșit scopul comun, Roma Capitala Tineretului. Și eu cred la fel de mult în această activitate pe care am început-o. Succes tuturor și nouă! Pentru că putem! Yeah.
Urmează Răzvan și apoi Cătălina, ca să nu mai fie surpriză. Am vrut chiar să luăm niște idei și niște păreri la cald și fix oamenii să spună și să transmită ce simt în momentul ăsta. De asta a fost o mică surpriză. Eu pot să spun că deja mă așteptam. Vreau în primul rând să vă mulțumesc. Mulțumesc pentru proiectul ăsta. Mulțumesc că ne-ați dat și nouă, celor din Asociația Tinerilor Ortodoxi Sfinții Voivozi, din Roman, ocazia să participăm la el. Mulțumim municipalității pentru sprijin și eu chiar cred că este un proiect de viitor. Este un proiect prin care Romanul are de câștigat și, în special, tinerii au de câștigat. Este un proiect prin care fiecare tânăr va avea o posibilitate. Se va aprinde acolo un licăr de speranță pentru el. Și chiar simt că o să ne conectăm foarte, foarte bine. Deja noi suntem conectați aici. Deja facem parte dintr-o echipă. Și cred că o să se consolideze din ce în ce mai bine această echipă și cu toții, aducându-ne fiecare aportul, cred că o să câștigăm Capitala Tineret. Chiar cred că o să câștigăm. Și făcând parte dintr-o, să zic, mai nou, dintr-o organizație care formează tineri, sunt la rândul meu și formator și chiar vreau să-mi pun tot timpul și tot, nu știu, tot talentul, să zic așa, în sprijinul celor 100 de tineri și vreau să fac parte din echipa de formatori care o să sprijine tot proiectul. Mulțumesc frumos! Și primul beneficiu cred că deja s-a întâmplat, pentru că fiecare dintre noi ne-am creat câte o structură și câte un drum, dar acum ele s-au întâlnit. Și ne aflăm cu toții la această frumoasă răspântie de drumuri unde se întâlnesc și unde văd din ce în ce mai mulți oameni doritori de schimbare, dar din ce în ce mai mulți tineri implicați, care doresc să-și aducă aportul, să se dezvolte și să-și dezvolte și comunitatea din care fac parte. Am plecat cu da, cu un mare da la acest drum și voi fi alături de acest proiect cu toată disponibilitatea și cu tot timpul pe care îl pot acorda. Cred că ar fi important de contul să ne prezentăm toți cei care suntem aici, ca să știm în sensul de asociații, pentru că mai sunt și cei care s-au alipit proiectului din MES și nu ne știm neapărat, poate că nu am colaborat. Lucian, poate? Sunt Părintele Lucian, responsabilul Fundației Pacea, de aici din Roman. Deși nu sunt un fiu al orașului, sunt doar de 4 ani aici în oraș. Vin dintr-un oraș mult mai mare, cel mai mare din țară, așadar pot să fac foarte multe comparații. Am făcut tot timpul comparații și am sprijinit orașul prin ceea ce noi facem la fundație. Prietenii mei din București mă întreabă ce am pățit de a mers tocmai la Roman. Le-am spus că m-au trimis superiorii, dar mă simt bine aici și mă bucur că sunt aici și încurajez prin tot ceea ce fac eu, atât în oraș, cât și în afara orașului, încurajez inițiativele locale și încerc cumva, făcând parte oarecum din oraș acum, să promovez orașul, să zic că se întâmplă lucruri frumoase în Roman și chiar în inițiativa aceasta, chiar candidatura în sine, deja faptul că s-a ajuns până aici este un succes. Faptul că s-a ajuns în finală și că s-au unit atâția oameni la această masă și la întâlnirile trecute, deja este un real succes. Indiferent de rezultatul din finală, trebuie să ne bucurăm cu toții că am ajuns până aici și că am reușit să ne unim și cu siguranță se vor întâmpla lucruri și mai frumoase de acum încolo. Noi la Fundație facem un lucru poate un pic deosebit, sprijinim pe cei săraci din punct de vedere material și chiar intelectual, dar cred că și ceea ce facem noi acolo este o formare a tinerilor, cu siguranță e o formare a tinerilor și a copiilor de aici din oraș, chiar dacă sunt cei mai săraci. Dar, pe lângă aceasta, încercăm să promovăm fie interacțiunea între cei săraci și oamenii, să spunem, normali. Am avut și voluntari din
de aici, de la Roman Vodă, și vom continua în continuare să sprijinim cum putem noi proiectele la nivel local, atât acesta cât și altele, chiar și cu trupa GONG și așa mai departe.